Comisia Elisei reacționează în exclusivitate la știrea zilei. S-a zvonit că va deveni tătic pentru a doua oară, iar noi am aflat care este adevărul. Fostul Oanei Roman face declarații despre sarcina iubitei. Haideți să-l ascultăm. Marius, a apărut în presă un articol despre o posibilă relație pe care tu o ai și mai mult decât atât că actuala ta parteneră ar fi chiar și însărcinată. Bă, mi se pare total deplasată această știre care a apărut și nici nu știu de unde a apărut și cum a apărut și sub ce formă, care este interesul. Unul la mână, nu am pe nimeni în viața mea. Adică, ca să demontez tot, n-am pe nimeni în viața mea, deci n-am cu cine să mă duc la clinică și n-am pe cine să las gravidă. Și doi la mână, este foarte urât să apară, adică să apară niște chestii de genul ăsta, cum că ar fi cineva gravidă, în condițiile în care sunt, când ai o relație și cu acea relație îndeplinești o sarcină, ar trebui să treci prin anumiți pași. Da, să o iei care treptat, cumva. Păi da, așa, în primul rând trebuie să, când ai pe cineva, mai ales în situația în care sunt eu, trebuie să faci cunoștință copilului, ca așa, după aia fostei soții, și sunt mai mulți pași. Adică mi se pare foarte deplasată această știre. Mm-hmm. Este total eronat și fals. Acolo se pentru scrie, că, repet, nu este nimeni în viața mea. Acolo este citată o sursă din apropierea ta și mai mult decât atât spune că tu ești discret tocmai pentru că ți-e teamă de cum ar putea reacționa fiica ta. Nu e adevărat. Dar nu sunt discret și n-am cu cine să fiu discret și n-am de ce să mă feresc. Mhm. Și îți mai citez un lucru pe și care nu e sursa mea, pentru că nu e adevărat. Uh-huh. Crezi că încearcă cineva să-ți facă rău, să afecteze relația pe care tu o ai după acest divorț cu Ana, cu fiica ta? Orice este posibil, sunt conștient că sunt foarte mulți oameni care vor să facă rău, pentru că răul se face foarte ușor, dar măcar să vină cu ceva care este plauzibil decât să bage niște copii la mijloc. Știm cu toții că tu chiar îți dorești copii, dar cred că o să asta vină. Asta e altă mâncare de pește, într-adevăr, exact. Îmi doresc. Dacă o să mă ajute Dumnezeu, poate. Dacă nu pot să mă duc să mă întâlnesc cu cineva și o las gravidă, Doamne ferește, e total absurd.